Bună, fetelor, haideți cu mine în Pepco să vă arăt ce lucruri am găsit. Mi-a atras atenția această tavă cu mânere, drăguț acest mini elefant decorativ, cutia aceasta cu capac pentru decor arată foarte bine, găsiți aceste seturi cu două lumânări și un odorizant de cameră, aveam nevoie de o cană mare, așa că am cumpărat-o pe aceasta. Găsiți multe recipiente pentru săpunul lichid, mie mi-a plăcut mult acesta. Gențile acestea din material textil erau drăguțe, dar totuși mi s-au părut cam scumpe. Mi-am cumpărat acest set cu două suporturi pentru lumânările pastilă. Lumânarea aceasta cu aromă de cappuccino mirosea foarte bine. Acest obiect decorativ este bun și ca suport pentru bijuterii. Mi-a plăcut mult această veioză, aveau și pe alb. Cutiile acestea pentru cadou sunt foarte drăgălașe și această pătură cu inimioare. Coșul acesta din catifea arăta foarte bine, aveau și pe negru. La fel și acesta are un preț foarte bun. Sticle așa aveau pe mai multe culori, sunt foarte frumoase. Găsiți boluri din acestea de diferite mărimi. Mi-a plăcut mult această ramă foto. Albume foto aveau foarte multe, acesta este clasic și acesta arată așa. Îmi place, este drăguț. Flori artificiale aveau destule, aceasta era cea mai frumoasă. Pătura aceasta pufoasă mi-a plăcut enorm și era de un alb imaculat. Aceste odorizante de cameră miroseau foarte bine. Găsiți aceste lenjerii pentru pat dintr-un material foarte bun. Ceasul acesta arată tare bine, aș fi plecat cu el acasă, dar nu am unde să-l pun. Aveau halate perfecte pentru ziua îndrăgostiților. Arată bine și această cămașă și materialul este destul de calitativ. Și la final vă arăt două bluze perfecte pentru primăvară. Vă pup!